Steaua n-a reușit decât un egal în deplasare la nou promovata Voința Sibiu. Roșalbaștrii au ratat prima ocazie a meciului. Tatu a scăpat singur cu Dănălache, dar a tras în portarul gazdelor. Tot Tatu a deschis și scorul. A reluat în plasă centrarea perfectă a lui Martinovici. Voința a reacționat imediat după primirea golului. Cigan a scăpat de la Tovlevici, dar nu l-a putut învinge pe Tătărușanu. Nicolae Grigore a ratat la faza imediat următoare. Lovitura sa de cap a trecut peste poartă. Sibienii ar fi putut egala în ultimul minut al primei reprize. Tătaru și Iulian Popa au ratat incredibil în aceeași fază. Steaua a avut prima ocazie a celei de-a doua reprize. Brandan l-a găsit la limita offside-ului pe Rusescu, dar acesta a fost blocat de Dănălache. Tătari a adus aminte lui Tătărușanu de golul încasat în Supercupă de la Oțelul. L-a încercat pe portarul Stelei cu un șut de la marginea careului de 16 metri, dar mingea a trecut peste. Băjenaru a vrut și el să-l surprindă pe Dănălache cu exteriorul, dar portarul gazdelor s-a opus șutului. Dâlbea a zguduit transversal la porții Stelei în minutul 78, iar 10 minute mai târziu gazdele au lovit din nou bara. De această dată însă au avut mai mult noroc și Neguț a reușit până la urmă să înscrie pentru 1-1, care a fost scorul final.